vrea să mulțumesc domnilor consilieri, că am fost de acord cu această modificare. Este vorba propunerii pe ordine din comisii, care vine să se afle, să știe și cetățenii municipiului Bârlad. E vorba de un instructor de natație, care va fi angajat la centrul de revitalizare corporală și gratuit, astfel încât toți cei mici doritori să învețe să noate, se poate să o facă în cadrul organizat, fără ca vreo asociație privată să se supere într-un fel sau altul. Pentru că am văzut de multe ori s-au ridicat voci dintr-o parte sau din alta, că nu-i bună investiția, dar deodată pe acolo se scaldă numai cei care comentau și spuneau cât de grea va fi moștenirea administrației Constantinescu. Iată că nu chiar așa de grea, ales că greii PDN-ului se duc la saună și se scaldă în bazin. Lucrul ăsta este minunat, dar să aibă și ei bun simț, mai ales aia care au scris 6 ani împotrivă, deodată scriu de bine. Și vreau să știți că e la masă cu noi aici. Vremea nouă scrie de bine mai nou. Și nici pe bani mulți. A scris un articol pe 200 de lei. Și acum are pe sau reclamă pe pagina ziarului cu 400 de lei pe 2 luni. Și nu vrea să vadă factura, vine cu eu alături. Deci astea sunt oamenii care au înjurat în permanență deciziile Consiliului Local a el de față. A primarului care a condus până în martie această echipă. Și deodată e bună și sauna să-și moaie rapănul liberalii, e bun și bazinul să se răcorească mințele înfierbântate, în condițiile în care niciunul n-a și catadixit să spună mulțumim celor care și-au pus pielea în saramurii. Conferințe de presă fac la momentul potrivit, domnul consilier. Deocamdată vreau să anunț consilierii că cea care stă cu ei la masă scrie de bine că ia bani, nu de altceva. A fost solicitat de domnul deputat. Evident. A fost solicitat de amunțat. Este cel mai citit și mai nu știu ce studii de piață s-au făcut, dar o să cerem la piață să ne prezinte studiile de piață și să vedem de ce nu-i monitorul sau obiectivul sau alte ziare cu aceeași cotă ca a noastră, de ce nu-s televiziunile sau site-urile de știri și așa mai departe. Cum deodată vremea nouă are cel mai mare impact? Da, să nu-i alea falsă. Continuăm cu proiectul numărul 7. Referitor la discuțiile care s-au creat, aș vrea și eu să scot în relief o situație, intrarea din oraș dinspre Bacău pe perimetru. Aș recomanda, sau nu știu, aș sugera factorul în decizie, să dăm un pic de atenție acelei șosele, acelei capuri de șosea care se face. Nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau să aduc insulte cuiva, dar e o situație de deci acel asfalt care s-a pus nu este, mi se pare că stratul de vizură pus, este numai acele două straturi, de așa s-au creat groz. Acolo mai este încă o latură, un defect, nu știu, a domnului proiectant. Greșit, intenționat, nu știu cum. Deci, pe latura de asfalt, deci se creează acele canale, iar între canalul de scurgere și acel asfalt, este un strat balastat. Acolo este șosea înclinată. Dacă mergem acum, spre exemplu, de așa au început să facă pe lângă asfalt, apa a început să facă alt șanț. Deci acolo se vor crea două șanțe. Unul pe care se va scurge apa, unul pe lângă asfalt. Când va fi lucrarea, va fi cam prezent. Nu vreau să fiu înțeles greșit, că jignesc pe cineva sau unul. Celor care n-au avut treabă și au scris instituțiilor statului, spețanii, și toată vara am stat blocat cu acest proiect, în loc să turnăm asfalt și să lucrăm. Și de la sfârșitul august s-au deblocat de către instituțiile respective acest proiect vital pentru zonele mărginașe ale orașului. Iar finalizarea lui trebuie făcută la 31 decembrie.
Dacă cel de sus mai ținea două săptămâni, vremea care a fost până săptămâna trecută, reușeau să termine. Așa să ne rugăm ca decembrie să vină vara, să se poată termina. Dacă nu, la primăvară, din banii noștri, ai tuturor, ai municipului Bârlad, pentru că cei care stau în capul mesii scriu și să scrie în continuare, să nu o să găsească. Dar nu scriu în ziar, asta e problema. Toți au controlat proiectul. Și marținii prostii. Nu faci nimeni prostii. Nu, să